locul unde se face auzită vocea ta, prezintă dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultimă oră din România și întreaga lume. Website voceacreștinilor.com Informații utile din lumea creștină Vocea Creștinilor Bună seara, dragi ascultători, bună seara tuturor celor care ne urmăriți din toată lumea. În această seară suntem în direct pe platforma Vocea Creștinilor și în această seară de sâmbătă îl avem din nou pe fratele Pastor Lazar Gog din Statele Unite. Frate Lazar, ne bucurăm să fiți în această zi de sâmbătă. Vreau să doar să fac așa o paranteză, ne scuzați pentru ziua de ieri. Dar fi faptul că eu sunt într-o altă locație, sunt în România scurt pentru două zile um, Ieri am niște accidente pe drum din Austria spre România, chiar aici în România Și am întârziat pur și simplu nu am mai putut ieși din trafic Așa că am reprogramat aseară, totuși speram că aș putea să ieși și n-am mai ieșit Așa că am reprogramat pentru această seară și din nou um, practic începem această temă din această seară cu fratele Lazar Cum sunteți dumneavoastră, frate Lazar? În primul rând, mulțumesc că putem să fim din nou în emisie. Nu trebuie să vă faceți probleme pentru că accidente și necazuri se întâmplă. Să nu uităm, un lucru bun întotdeauna este împiedicat în de diavolul. Așa, deci, deci și Vocea Creștinilor pentru faptul că este o emisiune așa de mare amvergură. Nu este o emisiune plăcută de cel rău și de aceea ne pune tot felul de piedici. Dar mai ales la domn... așa tema. Da, mai, mai, mai ales la tema care urmează. Sim. Dar Domnul este bun și noi trebuie să fim mulțumitori și zmeriți înaintea Lui că putem să fim lucrători împreună cu El. Asta este un mare har. Un mare har. Așa este. Așa că mă bucur să vă revăd și mă bucur să salut din nou pe toți ascultătorii dumneavoastră. Sigur. Dragi ascultători, ne puteți scrie de unde ne urmăriți, din ce zonă a lumii, de pe ce continent. Chiar ne face plăcere de fiecare dată să vedem, să vedem, să știm de unde ne urmăriți. Pentru noi este o bucurie să vedem că din toată lumea suntem urmăriți, canalul acesta Vocea Creștinilor și că putem să fim o binecuvântare pentru noi bine, cu ascultătorii noștri, împreună cu invitații noștri, frați păstori, învățători și în această seară avem pe fratele Lazar. Fratele Lazar, avem o temă destul de uh, interesantă, bună totodată, um, de ce ar trece Biserica Catolică prin cazul cel mare. Biblia nu spune lucrul acesta și atunci ar, trebui dumneavoastră să ne faceți așa un pic de claritate, dar de ce nu mai Biserica Catolică? De ce nu celelalte culte? creștine sau alte culte care sunt la ora actuală pe tot pământul culte creștine, non creștine și așa mai departe. De ce biserica catolică? Da. Este o întrebare grea. cheie și grea <laughs> și vom încerca să răspundem cât mai corect, cât mai bine, cât mai cu suflet, mai cu inimă pentru că nu vrem nimeni să fie doborât printr-o astfel de uh, temă, din potrivă să fie zidit și să caute să se apropie de Domnul câtă vreme este în viață. Dar uh, noi, în puterea omenească singură, nu putem să uh, mergem înainte, nici să pătrundem lumina cuvântului Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul Domnului și de aceea vom începe cu rugăciune, chemând puterea Duhului Sfânt peste noi și lumina Lui. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, binecuvântăm numele Tău cel mare și glorios da, da. în numele Domnului Isus Hristos, Fiul Tău și Dumnezeul nostru. Te binecuvântăm de asemenea în numele Duhului Sfânt. Îți mulțumim că și astăzi putem să fim lucrători împreună cu Tine, Doamne. Da, da. Este un har pe care nu-l merităm, dar pe care așa ai gândit tu să ne-l dai nouă, să ne-l acorzi nouă, să ne-l descoperi nouă. De aceea îți aducem închinare și cu multă zmerenie. Îți mulțumim pentru o posibilitate ca aceasta să stăm în fața Evangheliei tale, da, da. a cuvântului tău, a înțelepciunii tale și să învățăm ceea ce tu ai pregătit pentru fiii oamenilor și ceea ce tu ai pregătit pentru biserica ta. De aceea te rog și în emisiunea de astăzi, Doamne. Luminează mintea noastră să putem să vorbim drept și corect. Și biblic, și sub ungerea Duhului Sfânt, activează memoria noastră să putem da, să ne ducem aminte bine de cuvântul tău, Doamne, și să putem să răspundem la orice întrebare s-ar naște în mințile și inimile ascultătorilor. Punem la picioarele tale, Doamne, viața noastră, și ne așezăm la picioarele tale ca să fim învățați de tine, Iisuse, mulțumindu-ți pentru acest har și binecuvântându-te pe tine pe toți ascultătorii acestei emisiuni, pe fratele Ciprian și casa lui și de da. asemenea, Doamne, pe noi aici în California, da. cu îndurarea ta, cu bunăvoința ta și cu binecuvântarea ta. Mă rog și pentru Călin Vereș care ne ajută da. cu transmisia, Doamne, și mă rog, Tată din Ceruri, pentru casa mea de asemenea. Toată, da. Toate, le cerem în numele Domnului Isus, nume în care te binecuvântăm, mulțumindu-ți. Amin. Amin. Bun. Ca să putem să intrăm în tainele unui astfel de subiect, de ce Biserica Romano-Catolică va trece prin necazul cel mare, va trebui să începem cu începutul și începutul, pe lângă rugăciunea care am făcut-o, este cuvântul lui Dumnezeu pe care am să-l citesc din Apocalipsa, capitolul 2, versetele 18 la 29, am să citesc pasajul acesta pentru că este foarte important ca să-l audă toți ascultătorii și sigur că revenim pe parcursul expunerii ca să putem să intrăm în tainele interpretării cuvântului Sfintelor Scripturi. Deci cuvântul Domnului spune așa Îngerului Bisericii din Tiatira scrie -i, Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, Femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, și să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se po pocăiască de curvia ei. Iată, cam am să o arunc bolnavă în pat, și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celor las din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satana, cum le numesc ei, Vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și îi voi da. Luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul Amen. Pentru toți ascultătorii noștri, trebuie specificat că în în încercarea de a interpreta corect cuvântul Domnului, sunt uh, multe metode, multe aspecte pe care predicatorii, păstorii, episcopii, cercetătorii cuvântului Domnului le-au făcut uh, de-a lungul uh, anilor. Am uh, studiat îndeaproape pentru că m-a pasionat tema aceasta apocaliptică, iar în ce privește interpretarea despre cele șapte biserici din Apocalipsa, aceasta comportă câteva puncte de vedere. Și pentru aceasta vreau să vă spun că m-am uitat îndeaproape în, de exemplu, în scrierile părinților bisericești. Asta înseamnă literatura creștină, de la începutul Bisericii și până în jurul anului 800. Sunt 42 de volume pe această temă, de comentarii, le am în fața mea, aici, pe rafturi. Interpretarea lor, de asemenea, interpretarea reformată de la Luther în coace și interpretarea modernă este că cele șapte biserici din Apocalips reprezintă sau pot fi văzute, în, să zicem, în următoarele trei aspecte. 1. erau practic șapte biserici specifice în Asia Mică și au fost, au existat, cu diferite Caracteristici speciale pe care Mântuitorul Iisus Hristos le remarcă și le evidențiază, cu lipsuri spirituale pe care le remarcă și le scoate în evidență ca să fie văzute. Și de aceea, pentru că au existat pe timpul Apostolului Ioan, când el scrie Apocalipsa, nu trebuiește ca cele șapte biserici din Apocalipsa să reprezinte o perspectivă teologică și profetică foarte foarte importantă. Este o descriere a ceea ce este. Nu este bună această interpretare pentru că după felul în care este descrisă fiecare biserică și, de exemplu, cea de astăzi, Tiatira, spune că îți voi da un necaz mare în versetul 22. Eu am să le trimit un necaz mare. În limba greacă, termenul folosit este mega flipsis, care apare de patru ori în Sfintele Scripturi ale Noului Testament și în toate textele în care apare însemnează necazul cel mare. Ori, biserica din Tiatira nici nu mai există la ora aceasta, n-a existat, n-a durat mulți ani, n-a trecut prin necazul cel mare și nu, nu s-a împlinit o promisiune ca aceasta legată de ceea ce Domnul Isus Hristos a revelat lui Ioan. Iar, de exemplu, bisericii din uh, uh, Filadelfia îi spune pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Uh, nu s-a întâmplat lucrul acesta cu biserica din Filadelfia, de aceea însemnează că cele șapte biserici din Apocalipsa, deși în prima fază uh, sunt șapte biserici existente în timpul vieții apostolului Ioan, ele trebuie să reprezinte ceva specific, ceva specific în cursul pe care Dumnezeu l-a rânduit bisericii sale de existență. Și atunci, cea de-a doua interpretare, care este în legătură cu cele șapte biserici din Apocalipsa, este că aceste șapte biserici din Apocalipsa, după structura lor spirituală și după lipsurile lor, reprezintă, de fapt, o biserică locală, existentă în toate timpurile, care are în componența ei oameni care sunt fierbinți pentru lucrare și are oameni care sunt reci pentru lucrare. Deci, caracteristicile celor șapte biserici le putem vedea într-o biserică locală din toate timpurile, inclusiv în zilele noastre. Ceea ce este drept. Este drept. Numai că Numai că uh, Promisiunile făcute Celor șapte biserici uh, Din Apocalipsa Nu se potrivesc Tuturor bisericilor locale De pretutindeni uh, Și de aceea uh, Această interpretare este bună Dar parțială Într-adevăr, într-o biserică locală Sunt toate șapte aspectele uh, Spirituale văzute în cele șapte biserici din Asia Mică prezentate de Ioan. Și atunci cercetătorii Sfintelor Scripturi au văzut că este o a treia posibilitate de interpretare, o a treia caracteristică a acestor biserici și anume cele șapte biserici reprezintă mersul istoric al Bisericii lui Hristos de la nașterea ei și până la răpire, până la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Și cred că aceasta este interpretarea cea mai bună, cea mai potrivită. Și am să prezint succint doar pentru cunoașterea ascultătorilor noștri. Efes este prima biserică. Apocalips 2 cu 1 la 7. Reprezintă biserica apostolică din anii uh, 40 până în anul 100, 150 uh, după Hristos, după nașterea lui Hristos. Este parte de biserică, Efesul, care ne vorbește despre ceea ce era biserica în timpurile apostolice și în uh, vremea ucenicilor imediați ai apostolilor cum a fost, de exemplu, Policarp, a fost ucenic al apostolului Ioan. A doua biserică, Smirna, Apocalips 2, cu 8 la 11, reprezintă biserica persecutată. Aceste biserici spune și vei avea uh, un ecaz de 10 zile. Și vei, veți avea un ecaz de 10 zile. Smirna este biserica dintre anii 100 și 312, când Constantin cel Mare a dat decretul pentru ridicarea creștinismului la rang de religie liberă și la rang de religie de stat. Practic. Deci, Smirna este biserica persecutată. Și într-adevăr, în perioada aceasta, între anii 100 și 312, biserica a trecut prin 10 valuri de persecuții severe. A avut mai multe persecuții, dar dintre ele 10 au fost cele mai crâncene, mai sălbatice, mai inumane, sub 10 cezari diferiți, încheiindu-se sub Dioclețian. Cel care a, a, a domnit înainte de Constantin Cel Mare. Pergam, a treia biserică. Apocalips, capitolul 2, versetele 12 la 17. Reprezintă biserica dintre anii 313 ani 600 după Hristos. Pergam înseamnă biserica logodită și căsătorită cu statul, Pentru că aceasta înseamnă pergam. Hârtie de aderare. Document de aderare. Biserica a fost ridicată la rangul de instituție religioasă de stat și a început să-și piardă din puterea spirituală. Pentru că așa este. O biserică care este considerată religie de stat are cuvânt greu de spus în statul respectiv. Dar cuvânt slab din punct de vedere spiritual, pentru că o biserică care este sponsorată de stat nu poate spune toate lucrurile. Pentru că statul îi dă să mănânce, într-o mare măsură, este în bugetul statului. Biserica trebuie să asculte de cei care îi întind miturile. Și cam așa se întâmplă și în zilele noastre, și cu bisericile Asta din România. Zic. Nu e același Ia? lucru și în ziua Ia. de azi. Cu biserice din România, din Europa, pentru că și în Europa Biserica Reformată și Romano-Catolică are ajutor subvenții de la statele în care funcționează. Deci, suntem într-o într stare de felul acesta. Sigur. Cum, a, cum a, Fratele Azar, acum ca o paranteză, cum a trebui să fie da. Biserica lui Hristos din punctul acesta de vedere, în relația cu statul? Știu că aveți și voi probleme în America, Biserica și statul ar trebui să implice Biserica. Mai mult în politică sau nu? Deci în America uh, relația biserică-stat este o relație foarte bine gândită. Yes. Uh, stat, statul nu se amestecă în treburile bisericii și biserica nu se amestecă în treburile statului. <laughs> și este adevărat sau? Doar o teorie. Uh, uh, nu, este adevărat, dar bineînțeles că statul va încerca tot timpul să se amestece în treburile bisericii și să manipuleze, pentru că statul nu este instituție religioasă, chiar dacă liderii ei sunt creștini, cel puțin nominali. Pentru că sunt nominali, influența lor, să-mi fie scuzat, este o influență demonică de multe ori și de aceea decretele și legile și toate. Gândirile pe care le vor avea vor veni să în, îngrădească biserica. Exact. Și de aceea este o tensiune continuă în America între biserică și stat, dar din punct de vedere constituțional, salvarea noastră aici este tocmai aceasta: că biserica nu se poate amesteca în treburile statului și nici statul în treburile biserice. De exemplu, nu ne pot verifica financiar, nu ne taxează pe proprietății, nu avem taxe pe. Veniturile bisericii, însă, sigur că dintre credincioși, fiind parte din stat, au dreptul să creadă ce vor să creadă și au dreptul să candideze pentru posturi politice. Și de aceea, în Guvernul Statelor Unite, în Congres mai ales, avem foarte mulți credincioși născuți din nou, ceea ce este un lucru bun pentru că cuvântul lor și opoziția lor când se propun anumite legi întârzie emiterea acestor legi sau le umanizează puțin ca să nu fie niște decrete draconice împotriva poporului. Deci, Pergamo, este, acest este Pergamo. Acum vine a patra, Tiatira. Apocalips 2, 18 la 29. Este biserica dintre anii 600 și 1520, până la Reformă, deci. Este biserica apostată a Evului Mediu. Este biserica romano-catolică. Pentru că oricine se uită în istorie și oricine vrea să fie corect cu interpretarea istorică, în timpul Evului Mediu, cel puțin în Europa, că în America nu exista la vremea aceea. În timpul Evului Mediu, puterea care a dominat și viața politică și viața religioasă este Biserica Romano-Catolică. Papii numeau împărați, papii ungeau împărați. Oricine ajungea la putere într-un regat cât de mic din Europa, trebuia să capete întâi bunăvoința papei. Uh, și este în această perioadă când biserica și-a pierdut aproape total mărturia ei spirituală. Este în această perioadă de timp când papii sunt printre cei mai dezmățați oameni din lume, trăiesc cu concubine și în curvii și au fii și au fiice și este în perioada aceasta de timp când chiar o femeie a ajuns papă, în, la Roma. Este perioada aceasta de timp în care uh, se vând indulgențe pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, adică se cumpere bilete pentru uh, a ți se ierta păcatele și prin aceasta nu se urmărea altceva decât să se sponsoreze uh, planurile diabolice ale papilor din acea vreme. Este în această perioadă de timp când uh, Biserica a gândit și a pus în practică cea mai monstruoasă uh, opoziție împotriva creștinilor născuți din nou, Inchiziția. Inchiziția romano-catolică, care practic a fost ridicată uh, total uh, prin 1850-1860. Milioane de oameni au fost uh, omorâți sub uh, inchiziția romano-catolică. Toate legate legate. legat de, e vorba de papesa Ioana, când vă referiți la prima femeie papă. Uh, cred, cred, că, cred că ea era, dar îmi scapă numele acum în Bun. momentul acesta, dar a fost, Ți, o, pa, a fost o femeie 1500, uh, 1526. Da, așa ceva ea. Uh, și deci biserica nu mai are nici o direcție morală, asta este tiatira. Și din potrivă, în mijlocul ei, ceea ce domină este uh, Spiritul Izabelic. Spiritul Izabelic este un spirit demonic, fraților. Am să vi-l explic imediat. Este un spirit demonic, este numit Izabelic în. Uh, în amintirea, să zicem așa, a reginei Izabela, împărătesei Izabela, soția lui Ahab, care a adus demonismul în Israel, în regatul de Nord, pentru că ea era fică de preot al lui Bal, preot rege în Fenicia și era o credincioasă, foarte devotată religiei ei demonice și practicilor demonice ale balismului. Aceasta este Tiatira. Apoi urmează Sardis. Sardis, Apocalips 3, 1 la 6, este biserica dintre 1520-1800. Este biserica protestantă, reformată, când pe pământ cuvântul Domnului spune că uh, au rămas puțin credincioși. Așa începe. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Suntem deci, în timpul în care Luther începe reforma, pentru că starea spirituală adusă de controlul draconic al Bisericii Romano-Catolice asupra populației Europei a dus Biserica la nimicirea credincioșilor și numai pe aici, pe acolo era câte un credincios și Sardes începe să se ridice pentru că zice în versetul 4 totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei cu numele acestea câteva, Morfei, Luther, Calvin, Zwingli Dumnezeu a început să ridice din nou biserica deci suntem în timpul bisericii protestante a reformei. Urmează apoi Filadelfia, Apocalips 3, 7 la 13, este a șasea biserică. Între anii 1800-1950, s-ar spune, este biserica misionară. Biserica misionară. Filadelfia, practic, este până astăzi, însă, uh, noi am intrat în uh, faza finală a celor șapte biserici, înainte de venirea Domnului, suntem în perioada numită la Odicea, cea de-a șaptea biserică, Apocalips 3 cu 14 la 22. Este biserica de la începutul anilor 1900 și până astăzi. Este biserica apostată. La Odicea înseamnă drepturile omului care este spiritul umanist la ora actuală. Drepturile omului, asta este tot timpul vehiculat, inclusiv în biserică. Democrație, democrație. Măcar că biserica ar trebui să fie o teocrație unde să domnească Dumnezeu și să-și facă de cunoscut voia și planurile prin slujitorii Lui. În biserică, dacă spui că este teocrație, se face revoluție, se face răzmeriță. Pentru că oamenii vor să aibă cuvântul lor și îi duce mintea până acolo că ar vota împotriva lui Dumnezeu și votează împotriva lui Dumnezeu. Când homosexualismul este votat ca și uh, ceva normal, când uh, aspecte imorale sunt votate ca și ceva normal, asta înseamnă vot împotriva lui Dumnezeu. Este la odicea drepturile omului, democrație biserica a ajuns într-o stare jalnică și uh, din starea aceasta se pare că numai cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos o mai, poate, o mai poate salva și de aceea cred că suntem foarte aproape de acest eveniment. Acum, să ne întoarcem din nou la tema noastră propriu-zisă, Tiatira. Am spus că, din punct de vedere profetic, Teatira reprezintă biserica romano-catolică. Viața acestei biserici, conducerea acestei biserici și practicile acestei biserici sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeu nu le place, nu le acceptă. Acum pentru ascultătorii noștri, ca să înțeleagă bine ce vorbim astăzi, mesajul meu și convingerea mea, mesajul meu nu este împotriva Bisericii Romano-Catolice. Eu nu sunt un pastor, un doctor împotriva Bisericii Romano-Catolice. Și când vorbim de Biserica Romano-Catolică, frații mei, noi vorbim de instituție, nu de credinciosul individual. De instituție, de organizație, de structura de sus. Pentru că în această biserică romano-catolică, în textul pe care l-am citit, Biserica din Tiatira, Dumnezeu spune uh, lucruri frumoase despre credincioși. Uitați-vă! Știu că faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. O, o dovadă a credinței este fapta credinței. Și în Biserica Romano-Catolică există acest departament al uh, faptelor, al vieții sociale, spune ei, dar uh, indiferent cum este numit, uh, ajută foarte mult. Ajută foarte mult. Și lucrul acesta este notificat de Domnul și este plăcut înaintea Domnului din moment ce spune faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Apoi, cuvântul Domnului spune așa, versetul 24, Vă însă tuturor celor las din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile lui Satana. Deci, cei ce nu și-au pătat sufletul cu practici demonice, izabelice, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Deci, înseamnă că sunt plăcuți înaintea Domnului, cu puțina putere pe care o au, să pot să meargă mai înainte. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Sunt credincioși adevărați. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Iată că le permite, le promite uh, răsplată și uh, Domnie împreună cu Dumnezeu. Deci, noi nu vorbim despre credincioși individual, ci vorbim despre instituție. La nivel instituțional, asta înseamnă organizarea de sus, organizarea teritorială, organizarea locală, acolo sunt problemele și cei din aceste structuri și cei de pe lângă ei uh, au probleme uh, morale și spirituale foarte mari. De exemplu, ca să putem să vorbim concret, mântuirea în Biserica Romano-Catolică este o carte pe care cei ce mă ascultați puteți să o comandați pe Amazon, pe internet, Catechismul pentru adulți. Este scrisă de preotul William J. Cogan, Catechismul pentru adulți. Este catechism înseamnă cartea care îți explică credința. Asta înseamnă catechism. Vorbind despre mântuire, la lecția a 14 -a din acest catechism, întrebarea numărul 23. Auziți! Nu voi fi mântuit dacă accept pe Isus ca mântuitor personal? Răspunsul: Nu. Nu puteți fi mântuit numai prin credința în Isus. Trebuie să adăugați și cele 10 porunci și recomandările bisericii. Și am să vi le citesc care sunt recomandările bisericii. Aceasta este un fals. Este o învățătură falsă propagată de mai mari biserici romano-catolice. Mântuirea este numai prin Isus. Fapte 4 cu 12 spune Nu este dat oamenilor sub ceruri un alt nume în care trebuie să fie mântuiți decât unul singur. Este Isus Hristos. Și acum trebuie specificat tuturor ascultătorilor cu multă gingășie și vă spun aceasta din toată inima pentru că vă iubesc sufletul și asta este scopul nostru să vă conducem la Isus Hristos. Trebuie specificat că orice grupare, orice grupare creștină care la credința în numele lui Isus adaugă, de exemplu, Cristos plus lege, Cristos plus uh, mormonism, Cristos Christ, yeah, plus sfinți, Cristos plus Maria. Dacă, dacă este plus, este un fals. Mântuirea este Hristos Domnul. Punct. Nu trebuie proptit Dumnezeu. Nu trebuie ajutat Dumnezeu. El este Cel care a murit pentru noi și a purtat păcatele noastre și credința în numele Lui, asta spune Sfânta Scriptură. Cine va crede în El și se va boteza, va fi mântuit nu este, mântuirea nu este Hristos plus, plus fapte, plus sabat, plus lege, plus, nu. Numai Iisus Hristos. Lecția 16, întrebarea 3 din lecția 16. Și a schimbat Biserica Romano-Catolică învățăturile vreodată? Răspunsul, niciodată în 2000 de ani. Pentru că Biserica Romano-Catolică a învățat și învață numai ceea ce am învățat Isus Hristos. Nu este drept. Este un fals. Isus n-a învățat să ne închinăm la sfinți. Isus n-a învățat să ne închinăm la îngeri. Isus n-a învățat să ne închinăm la Maria. Isus n-a învățat aceste lucruri. Întrebarea patru Poate. Sau a greșit vreodată în învățătură Biserica Romano-Catolică? Răspuns. Nu. Biserica Romano-Catolică nu poate greși niciodată. Pentru că este singura biserică la care Iisus i-a promis să o protejeze de erori. Așa ceva nu scrie în Scriptură. Și nu există nicio promisiune în această direcție. În, în Scriptură spune Domnul Iisus Hristos... Fiți desăvârșiți, după cum și tatăl vostru este desăvârșit. Dar desăvârșire nu însemnează perfecțiune morală și spirituală. Nu. Pentru că nu este om care să poată să fie perfect moral și perfect spiritual. Nu poate niciunul dintre noi care mă ascultați acum să spună eu nu m-am supărat niciodată, eu nu m-am certat niciodată, eu n-am gândit murdar niciodată. Eu n-am mințit niciodată. Eu n-am fost gelos niciodată. Eu n-am invidiat niciodată. Eu n-am fost amărât niciodată. Nu este. Dar, sub acoperirea sângelui Domnului Iisus Hristos, pe care îl chemăm peste noi în fiecare zi, și ferindu-ne de păcat, când știm că ne stă în fața noastră păcatul, aceasta ne este considerată de uh, Domnul Iisus Hristos perfecțiune, de săvârșire. De săvârșire. Întrebarea 14 din Lecția 16. Poate papa să greșească când învață pe credincioși? Răspuns: Nu. Papa nu poate greși când învață pentru că el este capul întregii biserici și el îl reprezintă pe Hristos. Nu. Iarăși este un răspuns neadecvat și nebiblic pentru că, așa cum spuneam mai înainte, nu este om sub soare care să, să nu greșească. Apostoli au greșit. Apostoli au greșit. Papa bunăoară stă pe scaunul apostolic, urmașul lui Petru în cazul de față. Dar Petru a greșit amarnic că a trebuit să fie reabilitat de Domnul și să nu credem noi că dacă în scriptură nu mai spune nimic ce s-a întâmplat cu Petru după ce a fost reabilitat. După ce a fost reabilitat, să nu creadă nimeni că Petru a fost perfect. N-a fost perfect. Dar Petru și-a văzut dimensiunea morală și spirituală, și cred că la sfârșitul fiecarei zile se ducea în rugăciune înaintea Domnului și spunea: Doamne, iartă-mă. Pentru ceea ce astăzi n-am făcut după cuvântul tău. Sau iartă mi-asprimea, sau iartă în cuvântul greu pe care l-am rostit? Um, pentru că este în firea noastră pământească <coughs> să manifestăm păcatul. În firea noastră pământească. Vă aduc aminte ce spune Sfântul Apostol Pavel despre fiecare om. Galaten 5 cu 19 la 21. Ascultați, dragii mei. Și faptele firii pământești, adică caracteristicile cărnii, dacă vreți să vorbim pe limbajul de astăzi, și caracteristicile cărnii sunt cunoscute și sunt acestea. Deci, uitați ce aparține cărne acestea. Trupul nu este mântuit la ora aceasta. Nu este mântuit, numai Sufletul și Duhul nostru. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este caracteristica cărnii și de aceea papa greșește, nu este infailibil, nu este fără de păcat. Lecția 18 este un păcat de moarte să părăsești Biserica Romano-Catolică. Pentru că nu este mântuire în afara Bisericii Romano-Catolice. Asta spun mai mari biserici. Este, cum nu se poate, mai nedrept. Nu este un păcat de moarte ca să părăsești Biserica Romano-Catolică. Este un păcat de moarte să-L părăsești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Asta este păcat de moarte. Pentru că atunci te îndrepți spre influențe străine, demonice, și nu mai ai lumina adevărului scripturilor. Am spus, Biserica, de asemenea, după uh, tradiția romano-catolică, are putere să emită legi care trebuie respectate cu sfințenie. Sunt șase legi pe care Biserica Romano-Catolică le-a emis și care trebuie respectate cu sfințenie. Cine se abate de la aceste legi nu va fi mântuit niciodată după învățătura Bisericii Romano-Catolice. 1. Să particip la Cina Domnului, la Sfânta Cuminicătură, Duminica și în alte sărbători uh, obligatorii, cum e Crăciunul, cum sunt Paștele, cum Rosalii, Rusaliile, Anul Nou, deci, cine nu participă la mes, cum se spune în engleză, la Sfânta Împărtășanie, în fiecare duminică, acesta este păcat de moarte. Nu va vedea pe Dumnezeu. 2. Să postești și să te abții în zilele rânduite pentru aceasta. Asta este un lucru bun să postești. 3. Să te spovedești cel puțin o dată pe an, altfel nu poți fi mântuit. 4. Să primești sfânta cină la Paști. Dacă nu mergi la Paști la biserică să primești sfânta cină, nu vei, nu vei fi mântuit, vei pierde mântuirea. 5. Să finanț, a, a, ajuți, ajuți financiar. Este bun, pentru că așa funcționează biserica și misiunea. 6. Să nu te căsătorești cu un necatolic. Este un păcat de moarte să nu particip la liturghie, duminică sau la sărbătorile rânduite pentru aceasta. Sunt puncte de doctrină și porunci care nu potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mari biserici romano-catolice îndoctrinează pe credincioși în această învățătură ca să-i țină de parte de Evanghelie și să-i țină de parte de mântuire. Totuși, Dumnezeul, în mila Lui, are oameni credincioși printre uh, membrii Bisericii Romano-Catolice și, cum am văzut în textul din Tiatira, Domnul Dumnezeu îi numește uh, copii, îi numește uh, moștenitori care vor împărăți peste popoare, Așa aceasta se va întâmpla în timpul mileniului. O problemă mare a Bisericii Romano-Catolice este mariolatria. Credința în fecioara Maria. Din nou. Cu mult respect pentru fiecare credincios romano-catolic, inclusiv credincioși din Biserica Ortodoxă care cred în Fecioara Maria și se închină la Fecioara Maria. În gândirea romano-catolică, Fecioara Maria are cinci obiective principale, care, spun ei, au fost revelate Bisericii, prin aceste apariții miraculoase ale Sfintei Marii. Ați auzit de apariții ale uh, Sfintei Marii, uh, de exemplu, în Portugalia, Fatima, uh, în Franța, la Lourdes. În multe locuri spune că a apărut uh, o imagine a fecioarei Maria, a vorbit cu credincioși și le-a revelat. Uh, ceea ce așteaptă ea și ceea ce cere ea. Sunt cinci lucruri pe care le-a revelat fecioara Maria, credincioșilor, bună Bisericii Romano-Catolice. Am să vi le, vi, vi le citesc. Credincioșii Romano-Catolici să înțeleagă că ea a devenit o co-răscumpărătoare, mediatoare și avocatul credincioșilor. Deci, fiind Mama lui Dumnezeu, pentru că în secolul al VII-lea, la Efes, la un Consiliu Bisericesc, episcopii din vremea aceea i-au dat Mariei titlul și recunoașterea de Mama lui Dumnezeu. Teotocos, Mama lui Dumnezeu. Și fiind Mama lui Dumnezeu, și fiind înălțată la cer, Acum ea are dreptul să fie corăscumpărătoare și bineînțeles că mizindu-se pe un sentimentalism bolnăvicios, nu biblic, nu sănătos, uh, și anume pe dragostea de mamă și pe simțul mamei. Teologii catolici și teologii ortodoxi spun când ai o problemă, nu este așa că dacă te duci la mama și îi spui la mama problema ta, cine se poate apropia cu mai mult suflet de Isus Hristos să mijlocească pentru necazul tău ca să fii primit înaintea Domnului și să se răspundă. O mamă simte cu fiul ei. Aceasta nu este teologie, aceasta este o amăgire pe care liderii romano-catolici o, o o fac împotriva propriilor lor credincioși Maria nu este corăscumpărătoare nu este mediatoare și nu este avocatul credincioșilor Pentru uh, liniștea dumneavoastră ascultătorilor Maria are în Biblie o singură predică Este în Evanghelia după Ioan capitolul 2 versetul 5 și predica pe care o are Maria acolo este aceasta: să faceți tot ce vă va spune el. El fiind Isus Hristos, fiul ei. Deci, asta este predica lui Maria: să nu faceți ce vă spun eu, să faceți tot ce vă spune el. Deci, noi, în cazul de față, pentecostalii și evanghelicii, ascultăm de Maria mai mult decât ascultați dumneavoastră, catolici și ortodoxi, pentru că noi facem tot ce ne spune Isus Hristos. O ascultăm pe Maria. Al doilea lucru despre Maria, revelat în aceste apariții, bună supranaturale, catolicii să se roge zilnic cu rozaria, mărgelele acelea pe care le vedeți că le au catolicii la mână, să numească toate rugăciunile, toți sfinții, toți îngerii și spune că această învățătură a fost adusă Bisericii Romano-Catolice tot printr-o apariție din aceasta miraculoasă a Mariei către o credincioasă romano-catolică și bineînțeles că le-a căzut bine și au introdus acest stil de rugăciune. Nu cere Biblia să numărăm grăunțe, să numărăm bețișoare, ci Biblia spune de câte ori te pleci pe genunchi atâtea ori este bine și trebuie să te pleci pe genunchi de cât de multe ori se poate. Al treilea lucru pe care Maria îl face prin revelație este ca oamenii să se roage la ea, să poată să aducă mai, de, mai repede toată omenirea la o pace mondială cum n-a mai fost niciodată. Dragii mei, Maria nu poate face lucrul acesta? Singurul care este numit Domnul păci este Isus Hristos. Este Isus Hristos. El poate să aducă pace și El va aduce pace peste toată lumea și această pace va fi la a doua Lui venire, când va institui pe pământ o împărăție de o mie de ani și El va domni peste tot pământul ca Domn al Domnilor și împărat al împăraților. Și atunci se va împlini cuvântul profetului Isaia din capitolul 9 cu versetul 7 când spune și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie al lui David. Este Isus Hristos care va aduce această pace. Al patrulea lucru pe care credincioșii romano-catolici uh, îl roagă Mariei este ca să aducă și Rusia uh, în inima ei imaculată, curată, să fie și credincioșii din Rusia uh, salvați. Și al cincelea lucru este importanța cinei în procesul salvific, pentru că spune că dacă nu iei cina, nu vei fi mântuit niciodată. Acum, pentru dumneavoastră, dragii mei, cu respect și cu dorința de a vedea că mântuirea Domnului Isus Hristos este peste dumneavoastră inclusiv lideri catolici, dacă ascultați cumva această emisiune. Vă rog, verificați și cercetați, pentru că eu ceea ce v-am spus, v-am spus din cărțile dumneavoastră și din Sfânta Scriptură. Maria, dacă ar fi o coră scumpărătoare, aceasta ar însemna să nu aibă nevoie de mântuire. Ea însăși, din putere de mântuire. Dar ascultați cum se roagă Maria și se bucură în Domnul. În Luca, capitolul 1, versetele 46-47, dar mai ales versetul 47. Și Maria a zis: Maria, Sufletul meu mărește pe Domnul. Și mi se bucură Duhul. Ascultați cu atenție acum în Dumnezeu Mântuitorul meu. Ați auzit, dragii mei? Maria spune, Dumnezeu Mântuitorul meu, dacă ea are nevoie de Mântuitor și singurul Mântuitor este Dumnezeu, este Fiul Eu, este Isus Hristos, cum poate Maria să fie Mântuitoare? Ea nu este Mântuitoare. A fost o femeie aparte, trebuiește memoria ei cinstită pentru faptul că a fost aleasă ca vasul prin care să intre în lumea noastră Dumnezeu prin întrupare. Dar de acolo încolo, Maria este dependentă de Isus, face tot ce vă va spune El, iar în ziua cinzecimii, dacă vă uitați în, în fapte, capitolul 1, Printre cei 120 care așteptau coborârea Duhului Sfânt, este și Maria cu copiii ei, frații lui Isus după trup, care n-au crezut în El până la moartea și învierea Lui. Au crezut că și-a pierdut mințile și are pretenții că este Fiul lui Dumnezeu. Dar acum este împreună Maria cu fiii ei. S-a mărturisit Domnului, Domnul s-a arătat lui Iacob, s-a arătat fraților săi după înviere, s-a arătat Mariei și acum așteaptă și ei să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și sunt acolo în camera de sus, glorie Domnului. Prin urmare, doctrina despre Maria este în Biserica Romano-Catolică o doctrină falsă. Aceasta, voi folosi un termen greu, dar asta este realitatea, este o doctrină demonică iar aceste arătări supranaturale ale Mariei nu sunt altceva decât duhurile care se arată sub forma Mariei ca să ducă uh, omenirea în uh, derută. Sunt duhurile. Pentru că Satana spune, spune uh, Domnul Iisus, uh, Apostol Pavel spune că ce nu este de mirare că și Satana se transformă în îngeri de lumină Și lucrătorii lui În oamenii ai neprihănirii În vestitorii ai neprihănirii Deci satana se poate transforma În În a imita pe cineva Ca să ducă în eroare Și lucrul acesta Este numit aici în textul nostru Despre biserica romano-catolică uh, Spiritul izabelic Spiritul izabelic De ce? Pentru că Așa cum Izabela, soția lui Ahab, în Vechiul Testament, a dus pe Israel într-o apostazie aproape totală, a trebuit să vină profetul Ilie și să întrebe direct la muntele Carmel, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Ori Dumnezeu este Dumnezeu și mergeți după El, ori bal este Dumnezeu și mergeți după bal. Haideți să vedem. Și acolo s-a revelat puterea lui Dumnezeu coborând foc din cer, și uh, dinastia aceasta uh, izabelică, ahabică, a fost nimicită în Israel. Despre Maria, teologii, teologii romano-catolici consideră că ea este împărăteasa cerurilor. Este o învățătură demonică din Vechiul Testament, când Dumnezeu uh, îl condamna pe Israel și îl critica pe Israel uh, pentru faptul că se închina la împărăteasa cerurilor. Era, era o învățătură uh, cu privire la uh, Astarteia, cu privire la uh, Isis, cu privire la zeități din Vechiul Testament care erau ridicate la acest rang în împărăția lui Dumnezeu de împărătese a cerurilor. Copiii strâng lemne, părințea prin focul și femeile frământă plămădeală ca să pregătească turte împărătesei cerului. Ieremia 7 cu 18 și să torne jerfă de băutură altor Dumnezei ca să mămânie. Maria este considerată în teologia romano-catolică împărăteasa cerurilor. De fapt, Apocalipsa vorbește despre, despre lucrul acesta în Apocalipsa 18 și spune că Domnul aduce pedeapsa împotriva Babilonului și când vorbește acolo de Babilon, vorbește despre faptul că este vorba de o organizație religioasă foarte importantă în timpul necazului celui mare și această organizație religioasă, după limbajul pe care îl folosește împărăteasa cerurilor, Uh, lideri îmbrăcați în purpură, oameni care au persecutat pe Sfinții lui Dumnezeu, uh, nu poate fi alta decât uh, Biserica din Tiatira, singura biserică la care îi promite necazul cel mare și veți avea un necaz mare, necazul cel mare, și uh, datorită acestui fapt, putem conclude că Biserica Romano-Catolică, în special ierarhia, Organizația, instituția va trece prin, prin acest necaz, va institui din nou Inchiziția și va fi un braț persecutor în mâna sistemului politic de după răpirea bisericii și în timpul lui anticrist din primii trei ani și jumătate. Pentru că după trei ani și jumătate, anticrist nu va mai vrea să, să se folosească de organizația religioasă de Biserica Romano-Catolică ca să stăpânească peste lume. Se va da el drept Dumnezeu și va institui un nou sistem nimicind Biserica Romano-Catolică, ierarhia ei, și instituindu-se drept Dumnezeu. Uitați, câteva asemănări între Izabela și prostituata cea mare din Apocalips 17, care este Biserica Romano-Catolică. Izabela este regină, 1 împărat 16, 29 la 31. Prostituata sau curva cea mare este regină, Apocalips 18 cu 7. Izabela încurajează idolatrie, 1 împărați 21 cu 25 la 26. Prostituata cea mare încurajează idolatrie, Apocalips 2 cu 20 și 17 cu 4. Izabela este o adulteră, 2 împărați 9 cu 22. Curva cea mare este o adulteră, Apocalips 17 cu 1 și cu 5, 19 cu 2. Izabela practică vrăjitorie. Doi împărați 9 cu 22. Prostituata cea mare practică vrăjitorie. Isaia 47 cu 9. Apocalipsa 18 cu 23. Izabela este seducătoare. Doi împărați 9 cu 30. Prostituata cea mare este seducătoare. Apocalipsa 17 cu 4. Izabela Varsă sângele sfinților. 2 împărați 9 cu 7 prostituata cea mare, varsă sângele sfinților, Apocalips 17 cu 6, 19 cu 2. Izabela, ucide profeții Domnului, 1 împărat 18 cu 4. Prostituata cea mare, ucide profeții Domnului, Apocalips 18 cu 24. Izabela, a fost distrusă, 2 împărați 9 cu 33 la 37. Prostituata cea mare va fi distrusă dintr-o dată, într-o oră, Apocalipse 17 cu 16 și 18 cu 8. Puneți toate aceste asemănă, asemănări împreună, și veți vedea că ceea ce vă spune astăzi prin Cuvântul Domnului nu este o insultă la adresa Bisericii Romano-Catolice, ci este un cuvânt al durerii către organizație propriu-zise, către liderii organizației care țin, biserica romano catolică într-o stare de uh, păcat și într-o stare de uh, învățături demonice care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu și pe care biserica adevărată, biserica biblică nu trebuie să le aibă. Și nu poate să le aibă. De aceea, în concluzia cuvântului meu către dumneavoastră din, din această dimineață, este următorul cuvânt. Domnul iubește pe fiecare membru din Biserica Romano-Catolică. La fel îi iubim și noi și dorim mântuirea lor. Dar mântuirea lor se face numai prin Isus Hristos. Nu se poate face prin Sfinți, nu se poate face prin Fecioara Maria. Și aceste arătări miraculoase ale Mariei, dragii mei, nu sunt altceva decât manifestări demonice, impersonări. Un duh rău impersonează pe Maria. Și aceste arătări demonice despre Maria se vor intensifica imediat după răpirea Bisericii. Pentru ca lumea să poată să fie dusă într-o eroare cât mai mare și să nu se apropie de Domnul nici după răpirea Bisericii. Dar mulți oameni vor înțelege lucrul acesta, și, așa cum am văzut în lecțiunile anterioare, vor fi mulți sfinți care se vor mântui, dar se vor mântui într-o stare de persecuție exagerată pe care. Biserica Tiatira, Biserica Romano-Catolică, după uh, interpretarea pe care uh, cercetătorii Sfintelor Scripturi o au cu privire la mersul istoric al Bisericii, Biserica din Tiatira o va executa împotriva uh, credincioșilor. Și nu uitați că învățăturile acestea despre Maria, despre arătările ei și despre infailibilitate, și despre uh, condamnare. Pentru că în, în catechismul despre care v-am vorbit astăzi, uh, se pune întrebarea: Bisericile protestante și bisericile evanghelice vor fi ele mântuite? Răspunsul este categoric: nici de cum. Aceste sunt biserici false pentru că au fost fondate de oameni care n-au avut nimic de a face cu descendența apostolică. Uh, au dreptul la opinie dar opinia lor este o opinie falsă, nebiblică. Ca să ai o opinie corectă și un cuvânt corect, trebuie să te rezem pe cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot ce este în afara acestui cuvânt, dragii mei, trebuie să fie pus sub semnul întrebării, pentru că mântuirea nu este Hristos plus învățătura ta sau gândirea ta sau a mea, nu, ci mântuirea este Hristos singur. Hristos Domnul. Or, Tiatira, biserica din la anul 500 până la 600 până la anul 1520 la reformă, este biserica Evului Mediu, este biserica apostată, este biserica romano-catolică, este singura biserică la care Domnul îi promite necazul cel mare, îți voi da un necaz mare, Mega megatlipsis. La alte biserici nu promite Domnul lucrul acesta. Din potrivă, la Filadelfia îi spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi feri de necazul care vine peste toată lumea. Ăla e necazul cel mare. So, de aceea vă încurajez, comparați învățătura Sfintelor Scripturi cu învățătura Sfintelor Scripturi și nu cu păreri pe care cineva, pentru care un nume le-a le emis. Comparați totul cu cuvântul Domnului și comparând cu cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că spiritul ezabelic este un demonism îmbrăcat în sfințenie, în pioșenie, în Sfânta Maria. Dar Maria ne spune categoric, eu mă bucur în Dumnezeul mântuirii mele. Dacă are nevoie de Dumnezeu să o mântuie, ea nu poate să fie co-răscumpărătoare. Dacă vreți să o ascultați pe Maria, cum o ascultăm noi, cei care vă vorbim astăzi, este Ioan 2 cu 5. Faceți tot ce vă va zice El, Iisus Hristos. Asta a spus Maria și asta respectăm noi cu credincioșie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nădăjduiesc că v-am adus lucruri care să vă pună puțin pe gânduri, dar care să vă apropie de Domnul și să vă deschide sufletul către Domnul Mântuitorul meu, Mântuitorul tuturor Sfinților, întotdeauna. Dacă aveți întrebări. Laser, o expunere foarte bine pregătită. Cel puțin pe mine m-a ajutat și am, am primit multe răspunsuri. Vă bucur. Sunt și multe întrebări, da. Uh -huh. Întrebări care aș vrea să. Dacă mai aveți întrebări, să le, răspundeți, să le puneți chiar la subiectul din această seară. Pentru că văd aici și întrebări care nu sunt la subiectul din această seară cum ar fi dacă credeți că există, că a fost omul pe lună. Credeți, frate Lazar? E, da, cred, cred. Bun, un frate da. pe nume pe nume Rada Valentin tot întreabă dacă credeți că omul a ajuns pe lună. Da, cred Și... că a ajuns pe lună. Bun, haideți să mergem la următoarele întrebări. Um... Este, o, este un cuvânt uh, în uh, Obadia, în primele cinci versete, dacă vă uitați în Obadia, acolo cuvântul Domnului spune, chiar dacă ți-ai face cuib între stele, Correct. și de acolo te voi dobori. Or, unul din planurile pe care NASA și agențiile spațiale mondiale le au, este mutarea unei elite de pe Pământ pe alte planete, pentru că li se pare că Pământul va ajunge o ruină, și va ajunge, Uh, și atunci, sigur, cine are bani. Știți, mi-a regula de aur. Cine are aurul face regula. Cine are ca. bani, <laughs> cine are bani, este mutat pe altă planetă, ca să scape din necaz. Dar Domnul spune, chiar dacă îți vei face cuib între stele, și de acolo te dau jos. Deci, a fost pe, pe lună și uh, se vor mai duce. Pentru că se pregătesc pentru așa ceva. Um, da, uite, zicea un frate Lucian că el vrea pe Marte, probabil acolo scapă. Știe el ceva da. și încearcă să scape. Uh -huh. <laughs> Bun. Um, vine o încurajare și binecuvântare de la Maria. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Razor Gold. Focumesc de 10 ani cu bucurie uh, din München. Mulțumesc, moderator, pentru tot ceea ce face. Fiți binecuvântați! Maria Popovice, Eugen, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Clujul pe fratele Pastor la Goc, fratele Ciprian Luca și toți ascultători, fiți binecuvântați. Amin. Vă urmăresc din Atlanta. Mulțumim, Eugen Cordos. Eugen Cordos? Da. Este dacă de cunoașteți. Aici. Da, pe Eugen Cordos, dacă este cel pe care îl știu eu. Ea. Da. El ne-a scris din Atlanta, Georgia. Mulțumim, uh -huh. frate Eugen. Uh, întrebare. Hasting ne scrie Cine sunt fiicele bisericii catolice? Ficele se referă mai mult la călugărițe. Dar expresia aceasta în teologie, fice, se referă la partea feminină din toate bisericile, din toate denominațiile. Însă acolo cu precădere sunt călugărițele romano-catolice. Cine sunt vegheatorii de la Valentin? Vegheatorii cui? Vegheatorii bisericii catolice, presupun. Și aici cred Vezi, că am, eu, eu am o întrebare, de ce l-au pus pe uh, Petru ca și la temelia Bisericii Catolice? De ce temelia um, Bisericii să fie pe Petru? La ce se referă? Acela? Pentru că interpretarea făcută în Matei 18, după ce Petru spune Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, iar Iisus Hristos îi răspunde uh, Nu tu ai vorbit, Petru, ci... Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta, Correct. dar și eu îți spun. Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Această expresie este interpretată în Biserica Romano Catolică. Drept o promisiune a Domnului Isus Hristos că pe, pe Petru. continuitatea lui that Petru, that Petru care, da, pe care, pe care s-a zidit biserica. Uh, această continuitate trebuie să meargă și să aibă un reprezentant și reprezentantul acela în istorie a devenit papă tatăl bisericii și uh, de aici a uh, istoria că biserica trebuie să fie zidită pe Petru biserica cum vedem Reform... frate Lazar da, noi deci biserica protestantă și biserica evanghelică vede acest cuvânt al Domnului Isus Hristos în următorul fel Domnul i-a spus, drept ai vorbit, Petru. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Când Domnul a spus pe această piatră, Mântuitorul Iisus Hristos în interpretarea noastră a spus, ai spus bine, Petru. Și pe această piatră, pe adevărul care este temelia cuvântului lui Dumnezeu, pe adevărul pe care tu l-ai rostit, pe adevărul acesta voi zidi Biserica. Care adevăr? Că eu Correct. sunt Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta este interpretarea noastră. Corect. Că Biserica nu se, nu se zidește pe uh, un om, Biserica se zidește pe Isus Hristos. El este adevărul, temelia adevărului. Foarte, foarte adevărat, știam varianta asta, dar știu că sunt mulți frați, nu știu, care consideră că încă Biserica este. La temelie este, este Apostolul Petru. Uh, și Petru se referă, era un joc de cuvinte. Petros, care însemna petricică, Înse și da. Petra, care însemna stâncă, nu? Deci un joc ah, de cuvinte era aici. Un joc de cuvinte era, dar da. uh, în felul în care vorbește Isus Hristos, nu se poate deduce altfel, pentru că uh, o instituție ca Biserica nu poate fi zidită pe un om supus greșelilor pământești, ci. Și chiar să a greșit zid... Petru. Ia, și trebuie să fie zidită pe Hristos, pe adevăr. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, forma scrisă, și persoana Domnului Isus Hristos, forma uh, personificată. Deci mai departe, Gabriela Ocosenianu, pace, va ruga să ne spune și despre Biserica Ortodoxă. Vă mulțumesc mult, bine. binecuvântați. <coughs> nu -ați, ați menționat Biserica Ortodoxă, de ce... N-am menționat Biserica Ortodoxă, dar am spus că și în Biserica Ortodoxă este cultul Mariei. Și uh, trebuie să regândească și credincioșii Ortodoxi, ca și cei romano-catolici, uh, această perspectivă teologică de a se închina Fecioarei Maria și de a se închina Sfinților. Deci, lucrul acesta este valabil și pentru Biserica Ortodoxă, uh, din punct de vedere uh, al crezului al teologiei și din punct de vedere al leadership cum am vorbit astăzi. Deci, dacă Domnul are ceva cu ei, are cu leadership care ține biserica în întuneric. Dar în sânul bisericii sunt oameni credincioși și temători de Domnul, născuți din nou, pentru că altfel n-ar vorbi în teatira cum vorbește Domnul Isus Hristos. Sunt oameni care nu cunosc bune adâncimile satanei, cum le cunosc ei. Adică nu s-au dedat la o idolatrie atât de adâncă, la o mariolatrie atât de puternică, să facem pelerinaj la uh, Portugalia, la Lourdes, în Spania, să, acolo unde s-a arătat Fecioara Maria și să uh, luăm apă din izvorul de unde s-a arătat și să facem uh, o, o, o istorie întreagă de misticism, dar nu de credință biblică. Domnul nu onorează misticismul, nici religiozitatea. Onorează credința în numele Lui. Salutări din Spania, salutări din Ucraina, de la frații noștri și surorile noastre, fiți binecuvântați dragilor. Um, o întrebare vine de la Nicolae Chelemen, pace frate, gog, catolicii au, uh, catolici au voie să iei cinea dacă nu au legământul încheiat cu Domnul. Ei iau cina pentru că ei iau ei sunt considerați creștini pentru că sunt botezați de mici. Deci nu, nu, au probleme de felul acesta. Orice credincios în Biserica Romano-Catolică este botezat de mic, botezul copiilor, și atunci este un membru în Biserica Romano-Catolică și trebuie să participe la mes, la cină, la Sfânta Liturghie o întrebare de la Lasa, este o susținere biblică pentru o trezire spirituală înainte de răpire, ca cei dragi nouă din Biserica Ortodoxă sau Catolică să primească șansa de a fi născuți din nou? Mulțumesc! Bă, nu trebuie să fie o trezire spirituală mondială ca să primească șansa. Șansa o au astăzi, dacă cred. Deci nu putem să așteptăm uh, o mare trezire spirituală ca lumea să se întoarcă ceea ce trebuie să facem este noi cei care încă suntem uh, treji uh, să ne ținem de pocăință și să umblăm cu Domnul cu zmerenie și prin trăirea noastră cei de lângă noi să vadă că în noi locuiește Domnul și aceasta îi va întoarce. Deci asta este uh, trezirea spirituală de care iau nevoie. Să fim noi cei care spunem că suntem credincioși, treji spiritual. Da um. Salutări din Zagreb, Cehia, de la Lois Ruza. O altă întrebare, când vor fi aruncați în iad anticristul și falsul profet de la Ioan? Ia, vor fi aruncați, deci profetul fals și cu anticrist vor fi aruncați în iad la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Iar Satana va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă după împărăția de o mie de ani, așa spune Sfânta Scriptură. Citiți Apocalipsa uh, 19 și 20 și veți vedea. Um, o întrebare de la Simeon. Um, când uh, expuneți o predică despre religia musulmană, ar fi interesant, super. Da de ce nu? Dacă este interesant interes pentru acest subiect interes, între, da. între ascultătorii dumneavoastră. Să dar știți că cu, da. Cu ajutorul Domnului pot să vin în fața dumneavoastră cu un material foarte bine documentat. Sigur. Am aici pe masă și Coranul. Oh. Deci. Eu sunt, bine, eu sunt bine intenționat când stau în fața oamenilor să cunosc, nu să. Nu să improvizez, pentru că nu ne stă bine să venim cu improvizații în fața oamenilor. Trebuie să ne documentăm și documentarea cea mai bună este să vii cu propriile izvoare. Oamenii spun asta, credem noi, no, citim să vedem ce cred și comparăm cu ce spune Sfânta Scriptură. Îmi dați Coranul, frate? Apropo, Clim, chiar vreau arată. să întreb ce a studiat Ia. din Coran. Am studiat, l-am citit Coranul de câteva ori. Da, sigur. Acesta este Coranul, deci Cartea Sfântă a Islamului și uh, l-am studiat în pe românește? teme. Asta în, e în Românește, da. Chiar. Da, l-am studiat pe teme. Uh, ce spune Coranul despre mântuire, ce spune Coranul despre Isus? ce spune Coranul despre Moise, ce spune Coranul despre biserică, ce spune Coranul despre femei, ce spune Coranul despre uh, milostenie. Deci, pe teme poți să trebuie studiat, pentru că. Haideți că vedem dăm, frate, să vă dăm timp să studiați bine tema okay. asta. Dacă încă studiați tema, vă lăsăm timp și când sunteți pregătiți. Noi am vrea să facem pentru că Avem un public din, din diaspora și uh -huh. mă refer la toate țările din Europa și și din sate, frații de noi care probabil au colegi la lucru musulmani. Uh -huh. Eu am colegi musulmani și cred că ar fi interesant pentru noi să știm mai multe detalii despre. Cum am putea să-i abordăm? Ce văd ei, cum văd ei, cum vedem noi? Apelez la ascultătorii dumneavoastră: dacă vă interesează învățătură despre Coran și despre islamism, scrieți pe site-ul fratelui Ciprian, aici la Vocea da? Creștinilor, ce, ce anume vă interesează să cunoașteți despre Coran. Pentru că este vastă învățătura care poate să fie prezentată. Și atunci dacă vă interesează mântuirea după Coran, vă interesează uh, relația uh, islamismului cu femeile sau femeile în în islamism, vă interesează uh, poziția Coranului despre Ierusalim, despre vremurile despre din urmă, Hristos uh, ca și Mesia, yeah, despre Hristos ca Popești. Mesia, da. Uh, scrieți ca să știu ce teme sunt și atunci vin în fața dumneavoastră sigur. cu temele respective pentru că le, le, am sistematizate și pot să vin în felul acesta cu, în fața dumneavoastră. Sigur, sigur vor fi interesat și puteți să ne scrieți chiar acum, să vedem interesul vostru și o pregătim, sigur, pentru toamna aceasta pregătim, o să pregătim. Avem multe deja titluri, dar avem, har domnului, că încă mai avem timpul acesta să studiem și să fiți alături de Platforma Vocea Creștină, nu uitați să vă abonați pentru că veți primi de fiecare dată notificări, notificări când suntem online. Apăsați doar butonul roșu, abonează-te și poți, ai posibilitatea să ne scrii, ai posibilitatea să pui întrebări aici pe chatul live, așa că îți da. uh, să... scrieți un e de asemenea cu tema care doriți să o abordăm. Vă rog, fratele, ază. Persoane care a întrebat despre anticrist și despre profetul mincinos, vreau să-i citesc ca să știe. Sigur. Deci în Apocalips 19 cu 20 și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos. Fiara despre care vorbește aici este anticrist. El este numit fiară, care se ridică din adânc. Provetul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și să închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia. Au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Deci este locul etern de pedeapsă. Și acolo vor sta singuri, ei doi, o mie de ani. Numai ei doi, singuri. Că Satana pentru o mie de ani este ținut în iad. Iadul este separat. Iazul de foc și de pucioasă, sau lacul de foc și de pucioasă, este locul pedepsei eterne unde vor fi aruncați toți demonii și toți cei ce n-au vrut să creadă în Isus. Pentru că în 20 cu 10 spune și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci sunt răspunsuri la întrebările noastre în scriptură, nu mai trebuie să le căutăm cu atenție și cu răbdare. Frate Lazar, o întrebare scurtă. Diferența dintre romano-catolicism și catolicism. Biserica catolică se împate în două, nu? Romano-catolici și greco -catolici. Și greco -catolici. Diferența dintre romano-catolici și greco-catolici este aceasta. Biserica romano-catolică merge strict după legislația și crezul emis de Roma biserica greco-catolică îi se permite să aibă în crez o manifestare a, a crezului ortodox, deci de aia spune greco-catolică, deci a, pot să-și păstreze crezul care l-au avut în biserica grecească sau ortodoxă, numai că să recunoscă drept cap al papei, nu pe patriarhul de la Ierusalim și din Istanbul, care e patriarhul ecumenic al bisericilor ortodoxe, ci să creadă drept cap al bisericii pe papa de la Roma. Asta este diferența. Dar în restul, cultul și-l pot desfășura în tradiția greacă sau ortodoxă. Dar papa este același la ambele ramuri. Papa este același. Papa este același. Numai un papa există. Da. Sunt mai multe întrebări pe tema aceasta, diferența între romano-catolici și greco-catolici. Mergem mai departe. Da, uite, ne scrie Viorica, o emisiune despre religia musulmană. Mai concret, zicea și fratele Rază, să ne scrieți mai exact ce ați dori să facem și care ar fi tema mai exact pe acest subiect. Bun, întrebările pentru această seară cum mergem mai departe. credeți că Biserica Ortodoxă se va uni cu Biserica Romano-Catolică de la Lucian? Um, nu cred. Nu cred. Pentru că interesele uh, cultice, să zic așa, sau organizatorice, la nivel înalt, uh, nu pot, uh, nu le permite să se unească. Nu pot renunța nici unul, nici altul la, Autoritatea pe care o au și să împartă puterea, iarăși, nu le place. Deci, ca să facă un sistem de doi cap de biserică, numai ca să fie numită una. Nu, nu cred. Deci, dar dezbateri pe tema aceasta și încercări vor fi, vor fi. Însă, după răpirea bisericii la cer, va fi o singură religie. Deci, asta este clar. Și aceasta va fi dominată. De liderii Bisericii Romano-Catolice despre care am vorbit astăzi. Um, și o întrebare interesantă, Simona. De ce Biserica Catolică a inventat ca, că există Purgatoriu? Cu învățătura Tocmai asta am crescut? Da. Uh, învățătura este o, o imaginație a liderilor Bisericii Romano-Catolice. Uh, născută din interese financiare și din interese de a controla puterea de a controla uh, oamenii, masele. Că după ce biserica romano-catolică a început să se ridice și puterea politică în Europa a fost zguduită de căderea Imperiului Roman de Apus 476 după Hristos, Uh, și Europa era bântuită de uh, valurile de popoare migratoare, special triburile germanice, vandalii, alemanii, vizigoții, ostrogoții, uh, francii și triburile hunice, al Atila. Uh, cei care s-au ridicat în urma acestor. Uh, Prăpădenii venite peste Europa, cei care s-au ridicat au fost Biserica. Biserica de la Roma, Biserica Romano-Catolică. Și Biserica Romano-Catolică a pus mâna și pe puterea politică, în felul acesta, și pe puterea religioasă și a început să controleze puterea politică și puterea religioasă. Dar aveau nevoie pentru că au dezvoltat planuri arhitecturale mari, catedrale mari. Uh, au uh, angajat uh, pictori mari. Începe Renașterea, perioada aceea numită Renaștere. Uh, aveau nevoie de, de fonduri și atunci au creat tot felul de subterfugii prin care să cumpere, uh, să, să intre în posesia cât mai multor bani, și unul din subterfugiile pe care le-au găsit este uh, Amăgirea populației cu intrarea în împărăția Lui Dumnezeu. Ori când apelezi la sentimentalismul omului, ei, a murit uh, mama ta. Da. C ei, uh, romano-catolicii, au uh, două uh, două păreri despre păcat. Sunt păcate de moarte și păcate uh, scuzabile. Așa, de ce? Vienale se este în limba engleză. Păcate de moarte și păcate scuzabile. Păcatele ușoare sau scuzabile, totuși nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu cu ele, și atunci Dumnezeu a instituit un loc temporar numit Purgatoriu, unde merge Sufletul, și dacă cei de pe Pământ își iubesc înaintașii, membrii familiei care au pierit, pot să aducă rugăciuni pentru ei, pot să facă slujbe pentru ei, pot să facă pomenii pentru ei, pot să facă donații pentru ei. Și după mărimea slujbelor și a donaților și a pomenilor și a frecvențelor lor, Domnul măsoară din nou greutatea sufletelor și trimiși de acolo fie în rai, fie în iad. Este, deci este o învățătură arbitrară, nu are nicio bază biblică, nu se găsește nicăieri în scriptură, și din nou este cu scopuri dictatoriale, este de origine demonică, este cu scopuri de manipulare a maselor și este cu scopuri de îmbogățire financiară. Păcate. Ne pare rău, dar adevărul da. este greu de primit, însă acesta este adevărul. Dar, în ciuda acestor valuri, Biserica Romano-Catolică are în sânu ei oameni temători de Domnul pe care Isus îi iubește și le promite că le va da stăpânire peste neamuri, dacă își păstrează credința și spune, nu mai pun peste voi altă greutate. Ce frumos! E suficient cât vi se spune de acolo de sus, de la Roma, să duceți și nu este, trebuie să vă descurcați printre ele. Este suficient când vă spune ei, dar numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Și ultimele întrebări, ce ne puteți spune despre implicarea Bisericii Catolice în casa familiei lui Avram și religia unică? Cred că în America s-a creat această comunitate unică în care unește cele trei religii, creștinismul, uh, iudaismul, iudaismul, da, <coughs> și islamismul. Islamism, așa. Casa familiei lui Avram. Știu că am văzut la un moment dat un reportaj pe tema aceasta. Da, trei... Islamul. Crislamul. crislamul da, crislamul este uh, o invenție a așa zisei a intelectualități creștine, islamice și iudaice. Este numai o invenție. Uh, crislamul nu este o religie salvatoare. Pentru că oricine și oriunde, Oricine îl coboară pe Iisus Hristos la nivelul lui Mahomed, profetul islamic. Oricine îl consideră pe Dumnezeul scripturilor același cu Allah, Dumnezeul islamismului. Practic, vă spun cu, cu, cu durere în suflet, blasfemiază numele lui Dumnezeu. Allah. Nu este Dumnezeul Scripturilor, Mahomed nu este uh, egal cu Isus Hristos, iar Isus al Coranului, Isus din Coran, nu este Isus al creștinismului. Nu este Isus al creștinismului. Uh, din potrivă, de exemplu, ca, și cu aceasta poate că încheiem, în uh, Gruparea islamică șiită. Uh, Ei sunt două grupări mari: șiiții și şi sunniții. Șia și şi sunni. Uh, sunii sunt cei mai mulți și sunt cei mai. Uh, cum se spunem noi, mai, mod mai moderați. Dar nu există musulman moderat. Dar un pic față de șiia. Sunt uh, într-adevăr mai moderați pentru că nu, nu se poartă cu bar barbarismul cu care se poartă liderii Shia și ea uh, și credincioșii islamiți și În teologia și despre vremea sfârșitului, există acest concept că, uh, de-a lungul istoriei islamice, au fost când s-a început islamismul, 12 imami. Imam înseamnă învățător islamic. 12 imami. Cel de-al 12-lea a fost tânăr și gruparea sunii n-a putut să ajungă la el, să-l omoare, și atunci acesta s-a ascuns. Și va apărea la sfârșitul zilelor, când Allah va judeca lumea, sub forma de al 12-lea imam sau Mahdi, numit Mahdi. Now, când Mahdi va veni, spune teologia și ea, el va apărea dintr-o dată în lume, va ieși din ascunzătoarea lui, de 1600 de ani, și va fi însoțit culmea de Iisus Hristos, Iisus Hristos va veni lângă el și va fi ajutorul lui Mahdi. Și Iisus va sta în fața omenirii cu următoarea predică: Eu sunt Iisus Hristos. Dar ceea ce biserica creștină a spus despre mine, că sunt, este o minciună. Eu n-am murit pe cruce. Eu n-am murit niciodată, ci ceea ce a fost pe cruce a fost un duh care m-a imitat pe mine, pentru că uh, pe mine m-a răpit Allah la cer și eu sunt un musulman convins. Am venit acum cu Mahdi pe pământ din nou, m-am arătat, și scopul meu este să întorc pe toți oamenii la islamism. Cine nu se va întoarce la islamism primind pe Mahdi ca Mesia, vor fi omorâți de către mine. Deci acesta este Isus în islamism. Noi nu avem un Iisus din acesta. Aceasta este o blasfemie la adresa învățăturii lui Isus. De aceea, pe oricine, cine, cum e Crislamul și cum sunt oameni care sunt ne neinițiați și needucați deloc în problemele acestea. Vorbesc doar cu sufletul. Păi săracii spun și ei. Păi nu e vorba de săraci, spun și ei. Este vorba de mântuirea ta. Și este vorba de mântuirea semenului tău și această mântuire o poate realiza unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar nu Iisus al Coranului, nu Isus al Islamului. Și uh, încă una din afirmațiile pe care le va spune Iisus lângă Magdi va fi aceasta, vreau să vă spun că de-a lungul anilor eu am fost un mincinos, că am pretins că sunt Fiul lui Dumnezeu, dar nu sunt, însă Allah a avut milă de mine. Român, uh, Astfel de Isus ne trebuiește și astfel de Isus învățăm noi din Scriptură? Uh, blasfemierea lui Isus Hristos de către islamism va fi pedepsită cu asprime de către Dumnezeu și uh, eu invit pe, pe creștini uh, să fie mai, uh, mai și mai uh, mai apropiați de Domnul lor, de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar ca să poată să facă lucrul acesta, să citească cuvântul Domnului, să deschidă Sfânta Scriptură și să învețe din cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim, frate Lazar, pentru această minunată seară de învățătură, o expunere foarte bine documentată pe această temă. Biserica Catolică, Romano-Catolică și Necazul cel Mare Dragi ascultători, sper că a fost o binecuvântare pentru dumneavoastră această emisiune din această seară cu fratele Lazar Gog Și vă mulțumim că ne susțineți în rugăciunea voastră și ne apreciați Și fie um, că Dumnezeu să vă descopere tot mai mult din voia Lui pentru viețile voastre și să înțelegem că Hristos este singura cale. Nu cum fratele Lazar ne-a spus, nu Hristos plus altceva, nimic altceva decât singurul Iisus Hristos care ne dă mântuirea. Vă mulțumim, o seară plăcută să aveți, o duminică plăcută, aveți grijă de voi, de familia voastră, comunitatea voastră, frate Lazar. Încă o dată, mii de mulțumiri și pentru Dumnezeu să vă mult. răsplătească cu tot ceea ce aveți nevoie. Sănătate, în primul rând. Mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase, și mulțumesc audienței pentru răbdarea care au avut-o. Înădăjduiesc că vor reasculta uh, emisiunea ca să pătrundă mai bine uh, o învățătură de natură aceasta, pentru că nu este simplă și uh, poate uh, naște resentimente. Nu este vorba de resentimente. Eu am vorbit cu durere în suflet și cu o dorință vie de a vedea pe toți uh, compatrioții mei români mântuiți, inclusiv pe cei romano-catolici, sau ortodox, sau pentecostali, sau care sunt ei să se întoarcă toți la adevărata învățătură Sfintelor scripturi și nu la tradiții și teorii omenești. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Si. Doamne Isuse, cât de mare ești tu, Doamne și cât de bun. În delunga ta răbdare cu noi și pentru noi, face posibilă mântuirea noastră, Doamne. Acum te rog, înțelepțește-ne, Doamne, să ne deschidem mintea la cuvântul Tău, da. pentru că este singura putere care naște credință. Căci așa am găsit scris în cartea Ta, în Scriptură, prin Sfântul Apostol Pavel, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne, este singura putere care naște credință mântuitoare, cuvântul da, Tău. Făcă acest cuvânt să pătrundă în inima ascultătorilor și nici unul din cei ce au ascultat Doamne Iisuse să nu rămână în afara mântuirii tale. de o minte curată și o inimă bună să poată să spună ca Maria, mă bucur în Domnul Dumnezeu, mântuitorul meu. Da, da. Da, da. Fiecare să te facă pe tine mântuitor personal, Doamne. Dacă cineva a fost întristat prin aceste cuvinte, te rog să-i mângâi inima și să-i deschizi mintea să vadă, Doamne Dumnezeule, că-și prin cuvântul pe care l-am adus nu am căutat altceva decât mântuirea Sufletului și creștere spirituală pentru cei Iată. care sunt pe calea mântuirii. Binecuvântă emisiunea aceasta în continuare și binecuvântă viața noastră în continuare. În weekendul în care suntem, Doamne, ocrotește-ne, iar în casa Ta, dă neharul, Doamne Dumnezeule, mâine de a putea să ne bucurăm, împărtășie cu Tine și în ascultare de Cuvântul Tău. Toate te rugăm, da. Tată, cu multă zmerenie. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. 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 Mulțumim că ne scrieți și ne binecuvântați. Voi, de asemenea, dragi ascultători, fiți binecuvântați de Domnul. Nu uitați să vă rugați pentru lucrarea aceasta, vocea creștinilor. În continuare, dacă vreți să susțineți, aveți toate detaliile în descrierea acestui video pentru faptul că avem acest proiect al studioului. Puteți oricând și cât Dumnezeu vă pune pe inimă să vă pentru lucrarea aceasta. Vă mulțumim, o seară binecuvântată. Frate Lazar, aveți tema pentru săptămâna viitoare? Um, Dacă nu aveți, a, înțeleg. O să, o să vă scriu ea. Am, am mai multe teme în cap și încă nu m-am decis. Ca, ca să-i facem curioși pe ascultătorii. Uh, orice caz, va fi ceva Dacă interesant ea. Deci, ceva interesant va fi din cuvântul Domnului Mulțumim. O seară plăcută. Transmite salutări lui Calin Vereș. Calin, mulțumim pentru faptul că ne-ai transmis emisiunea. Îi mulțumim lui Calin cu toții. Amin. Ok. God bless. Emisiunea Vocea Creștinilor Live. Locul unde se face auzită vocea ta prezintă. Dialoguri și interviuri cu invitați speciali Voci din lumea creștină Cu moderatorul Ciprian Luca Știri de ultimă oră din România și întreaga lume Website voceacreștinilor.com Informații utile din lumea creștină Vocea creștinilor